Bună ziua! V-am rugat să veniți astăzi la această conferință de presă, pentru că recent a avut în municipiul Giurgiu loc festivalul Târgul, Bâlciul, sau cum să-l numim anual, unde instituțiile au desfășurat o serie de activități. Sunt convinsă că sunteți și dumneavoastră curios să știți cum s-au desfășurat acolo lucrurile, motiv pentru care avem aici prezenți directorii ai instituțiilor care au avut efectiv echipe de control în acel bâlci. Coordonatorul activității a fost domnul Andrei Darie, directorul DSBSA Giurgiu. Va începe dumnealui să prezinte activitatea pe care a desfășurat-o acolo. După aceea, doamna Mânzână, directorul OJPC Giurgiu, și doamna Mărcuț, directorul DSP Giurgiu, la fel o să vă spună câteva cuvinte despre activitatea desfășurată în această perioadă. Iar după aceea, dacă aveți dumneavoastră întrebări sau alte teme, alte subiecte, alte întrebări, suntem aici, vă stăm la dispoziție. Bună ziua! Înainte de a da o citire activității desfășurate de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, o să fac un mic preambul și să, ceea ce privește acțiunea desfășurată pe raza târgului tradițional cu ocazia sărbătoarei Sfântei Marii. Echipa formată în cadrul târgului a fost coordonată de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, s-a întrunit în baza ordinului doamnei prefect. Din această comisie au făcut parte reprezentanții DSVSA Giurgiu, a Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului și ai Direcției de Sănătate Publică Giurgiu. Comisia s-a desfășurat în perioada 9-15 august 2024. Obiectivele acestei comisii au fost de apărarea sănătății și siguranței alimentare a consumatorului, de urmărirea activității economico-financiare a agenților economici și de o informare corectă a caracteristicilor produselor și serviciilor de care beneficiază consumatorul. Reprezentanții DSVSA Giurgiu, în urma verificărilor efectuate agenților economici, persoane fizice și juridice care și-au desfășurat activitatea pe raza târgului, au urmărit existența autorizării târgului pentru activitățile desfășurate, felul produselor oferite, proveniența acestora, modul de aprovizionare, transport, depozitare, manipulare, încadrarea în termenul de valabilitate și păstrarea caracteristicilor calitative organoleptice. Spațiul de desfășurare a târgului au primit aviz temporar de funcționare. În aviz au fost menționați un număr de 16 agenți economici. Pe durata desfășurării activităților, reprezentanții DSVSA Giurgiu au întocmit un număr de 13 procese verbale de constatare. S-a consemnat în procesele verbale că produsele sau materiile prime de origine animală verificate proveneau de la unități autorizate sanitar-veterinar, erau în termenul de valabilitate și erau depozitate corespunzător în spații frigorifice unde se monitoriza temperatura. În bâlci, la unitățile mobile autorizate temporar, unde se fabricau gogoși, popcorn, cozonac secuiesc și alte produse de gen fast food, erau respectate normele minime de igienă, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor. Totuși, la doi dintre agenții economici s-au constatat abateri privind regulile de depozitare a produselor alimentare,
care au fost remediate în timpul controlului, abateri mai puțin grave care nu puneau în pericol sănătatea consumatorului. S-au aplicat ca și măsuri sancțiuni constând în avertizmente, conform ordonanței de guvern numărul 2/2001 și aprobată prin legea 180/2002. Cam astea sunt activitățile desfășurate de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, dacă colegii își pot prezenta un raport. Da. Dar nu înțeleg dacă vreți să vă expuneți în câteva cuvinte. Comisarii din cadrul CGPC Giurgiu au desfășurat 15 acțiuni de control. 5 operatori care dețineau echipamente de agrement și 10 acțiuni de control pentru operatorii economici din alimentație publică. La cei 5 operatori care dețineau echipamente nu au fost constatate abateri de la prevederile privind protecția consumatorilor, toate echipamentele de agrement erau însoțite de declarații de conformitate, procese verbale de verificare tehnică, raport de inspecție ISCIR, analiză de risc și memoriu tehnic. Aveau tarifele afișate, avertizmente, informații privind denumirea echipamentului. Din cei 10 operatori din alimentație publică controlați, 6 nu respectau prevederile privind protecția consumatorului. În cadrul acțiunilor au fost încheiate 6 procese verbale de constatare a contravenției, s-au dispus 6 sancțiuni contravenționare în valoare de 31.000 și un avertizment. Abaterile constatate au fost nerespectare temperatură de depozitare pentru produsele alimentare, lipsa verificării metrologice la cântar, neafișare prețuri, comercializare înghețată și suc la dozator pentru care nu existau informații privind tipul de aromă, la fel sucuri pentru care nu existau informații privind coloranții, colorantul E110 care poate afecta negativ activitatea copiilor, iar la un operator nu existau informații privind valorile nutriționale afișate la loc vizibil. Astea au fost constatările făcute de comisarii TGPC Giurgiu. Doamna Mărcuț, dacă vreți să continuați. Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu au efectuat și dumnealor 13 controle, după cum urmează: 2 grătare din preparate din carne, o rulotă fast food, 3 rulote gogoși grecești, o rulotă înghețată și 6 standuri, băuturi ocolitoare, porumb fiert, vată de zahăr și alte produse alimentare. Au fost aplicate 3 sancțiuni, constând în un avertisment și 2 amenzi contravenționale, după cum urmează: rulotă gogoși, un avertisment privind neefectuarea cursurilor de igienă de către toți angajații. La un stand de gogoși s-a aplicat o amendă contravențională pentru a luat gogoși păstrat într-un vas necorespunzător și la o terasă preparate produse din carne. Unitatea nu era dotată cu cantități suficiente de substanțe dezinfectante. Sancțiunile au fost aplicate conform HG 857/2019. Cam acestea au fost activitățile sau nu activitățile, constatările în urma activităților desfășurate în bâlciu de ocazionat de sărbătoarea Sfintei Maria în anul 2024. Au existat câteva afirmații în spațiul public că aceste controle i-ar boni pe comercianți și că de la anul s-ar putea să nu se mai țină atunci. Probabil ați citit și reacțiile oamenilor, cum comentați de ce s-au efectuat chiar în timpul desfășurării activității, că în loc să servească clienții, au stat să caute
În fiecare an, exact așa s-au desfășurat activitățile. În fiecare an, adică nu e primul an în care se desfășoară aceste controle, trebuie să se desfășoare, pentru că altfel noi nu avem siguranța că sănătatea cetățenilor nu este pusă în pericol. Tot așa anunțat din timp înființarea acestei comisii. Da, și nu este o premieră. Se fac aceste controle, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă vă amintiți, în perioada sărbătorilor de Paște, în care toată lumea merge la cumpărături, schimburile comerciale sunt mai intense decât de obicei, atunci este clar că și activitatea instituțiilor care au atribuții de control este mai intensă, pentru că nu putem să riscăm să ajungă pe rafturi sau acasă la oameni după, în urma cumpărăturilor pe care le fac, produse care să-i pună în pericol. Din câte știu eu, nu știu dacă, da, cred că dețin informația clară, n-a fost semnalat absolut nicio problemă din acest punct de vedere al... Da. Perioadă, eu, până la acest moment, nu avem noi cunoștință de... Nu cred că a existat, că am fi știut. Ceea ce înseamnă că sunt eficiente și normale aceste controle. N-a fost nimic extraordinar. E o activitate obișnuită. Având în vedere că este o activitate obișnuită pentru doamna Mândula, în această perioadă, ce controle tematice desfășoară procedură? În această perioadă avem controle tematice pe piscine, parcuri de distracție. Câteva rezultate în acest moment? Nu. Doar la finalizarea controlului tematic vom reveni cu un comunicat. Asupra locurilor de joacă din Giurgiu, care știți foarte bine că au fost închise... Sunt multe închise și acum de noi. Multe sunt, dacă aveți această informație, pentru că multe sunt deteriorate, practic nu pot fi folosite de copii. În acest moment nu vă pot comunica, dar pot reveni cu un comunicat. Da, vă rog, da. Să avem o situație a locurilor de joacă închise, să le și menționăm. Da. Și dacă există un termen asupra autorităților locale de repunere în funcție? Termen și... până la remediere. Ele stau închise până se remediază. Pentru domnul Gabriel de la DSV, dacă ne puteți spune sau cel mai bine celor de acasă, câteva detalii despre nouă persoană la obiune. Dacă nu vrem de ceva timp. Avem colegii în alertă maximă, începând de la medicii veterinari de liberă practică la nivelul fiecarei comune. Au fost instruiți și au fost dirijați către stânele de oi în a conștientiza și a difuza informația legată de modul de transmitere și mai ales de prevenire. Noi ca și direcție, accent foarte mare punem pe prevenire. În plus, medicii veterinari oficiali pe care îi avem în zonă, în cele patru circunscripții oficiale, la fel desfășoară activități de control și de informare, de instruire a crescătorilor și la nivelul OAT-urilor. Pe lângă aceștia, colegii mei din cadrul SVSA, deci din structura de administrativă din central de aici, la fel unde situația o impune și în funcție de controlele pe care le avem de efectuat în teren, cuprindem și stânele care sunt pe aria respectivă unde se desfășoară controlele, la fel cu instruiri și notificări. Am efectuat comunicate de presă, am postat pe site-ul Direcției Sanitare Veterinare și Siguranță Alimentelor Giurgiu informări și de atenționare. Ce pot să vă spun la momentul de față, Giurgiu este indemn. Cel mai apropiat focar de Giurgiu ar fi Ialomița, la o stână.
Focare mai avem la Timiș, un focar. Ialomița este cu un focar, Stâna. Constanța cu 9 focare și Tulcea, unde acolo este apogeul, 48 de focare, dacă nu mai așa. Crescători, nu pot să vă spun un număr exact, pentru că ei sunt clasificați, sunt în cei care sunt înregistrați ca și exploatații de tip A și avem undeva la 27-28 de exploatații de tip A, care sunt înregistrați ca și exploatații comerciale, da, de tip A, dar sunt mult mai multe exploatațiile non-profesionale, unde sunt crescători care au de la un cap de o vină, caprină, până la 5-600 și 1000. Județul Giurgiu este indemn și sperăm ca așa să rămână. Bun, pentru săptămâna aceasta avem 26 de cazuri. Sunt în creștere. Săptămâna trecută au fost 36. Noi ne raportăm fiecare săptămână la săptămâna precedentă. Medicamente au spitalele, cele de unită sanitară pe care le avem în județul Giurgiu. Îmi spuneți aceste 26 de cazuri sunt internate sau sunt declarate? Nu știu câte din cele 26 sunt internate. Știu că erau 5 internate în perioada weekendului, când au fost și suplimentate dozele de medicamente de către Ministerul Sănătății pentru cazurile grave, dacă vor fi cazuri grave, să aibă stoc de medicamente. Va exista totuși posibilitatea să recunoaștem din nou la vechile măsuri? Nu cred. Sper să nu. Asta nu știe nimeni. Sperăm să nu. Sperăm să nu. Da. Despre vaccinul antigripal, ce general vaccinurile pentru vaccinul antigripal nu se mai eliberează prin direcțiile de sănătate publică, ci prin farmacii, pe bază de prescripție medicală, se iau graduit în funcție de vârstă, de comorbidități, de persoanele pe grupe de risc. Dar, în general, vaccinurile ne referim acum la vaccinurile pentru copii. Da. Schema de vaccinare pentru copii o asigurăm noi prin cabinetele medicale în baza solicitărilor medicilor de familie, în baza catagrafierii lor. Am înțeles. Totuși am înțeles că am existat anumite întârzieri. În general, pentru vaccinurile de 12 luni, peste cel de tuberculoză, noi am avut stocuri suficiente. V-am spus, ține doar de medicul de familie care face solicitarea privind necesarul dumneavoastră.